Un muscelan stabilit în America se pregătește pentru finala în care va fi pus în joc centura de campion mondial la una din categoriile boxului profesionist. Răzvan Cojanu este un român adevărat care nu își uită nici primii pași din cariera pugilistică pe care i-a parcurs la câmpul lung. Pugilistul Răzvan Cojanu este unul dintre prietenii postului nostru de televiziune și de aceea ne bucură odată în plus fiecare succes al său. Despre uriașul mușcelean a ajuns în lumea boxului profesionist nord-american, v-am relatat în mai multe rânduri, el fiind numit în presa de dincolo de ocean ca fiind un adevărat clicco de România. Comparația cu marele campion ucrainean este măgulitoare și urmărește de sigur și un efect de marketing. Însă și parcursul de până acum al boxerului nostru este unul fără sincope, el ajungând recent la cea de-a 10-a victorie la profesioniști, dintre care 5 obținute înainte de limită. Principala calitate prin care se impune este atul fizic, statura impresionantă de peste 2 metri înălțime, oferindu-i boxerului originar din Pucheni, alonjă și posibilitatea de a-și domina adversarii. Evident, nu îi lipsesc nici calitățile tehnice și, în mod surprinzător, el este un pugilist care își presează mereu partenerul și căruia îi place contactul, dar și să fie mobil în ring și să lovească la corp, așa după cum sunt cerințele în boxul american. La 26 de ani, Răzvan Cojanu declară că este un român foarte fericit în America, acolo unde s-a stabilit împreună cu soția și cu băiețelul, un alt copil fiind așteptat să se nască. În același timp, fericirea lui mai înseamnă și fericirea mamei, surorii și fratelui său care îi țin pumnii în timpul oricărei încleșteri din ring. Iar mușceleanul, deși plecat din țară în urmă cu 5 ani pentru a găsi peste ocean condițiile și mediul competițional pe care România nu i le putea oferi, nu a uitat și se mândrește cu faptul că este român. Spre deosebire de alți compatrioți, nu și reneagă originile, fiindcă la baza victoriilor sale de acum stau cunoștințele acumulate în cariera lui de amator din țară, el fiind antrenat la CS cel de către Constantin Dia și apoi la lotul național de către maestrul Titi Tudor, cel cunoscut în colțul ringului sub orecla de Titi Prosop. Acum în Statele Unite ale Americii după ce a fost acceptat în câteva cercuri selecte ale boxului profesionist care i-au asigurat și parcursul competițional, Răzvan Cojanul locuiește la Los Angeles unde face parte din echipa Journey Man condusă de Andy Zack, un important promotor al boxului american. Aici el pregătește intens atingerea primului său obiectiv major, adică adjudecarea centurii de campion mondial la categoria WBO centură pentru care va boxa pe 26 iulie în China cu un pugilist australian. Și fiindcă mesajul său transmis prin intermediul presei este God bless Romania and America, îi dorim sincer ca Dumnezeu să-l binecuvânteze și pe el pentru ca la vară, după prima lui mare finală, să existe bucuria victoriei pentru care să se desfacă șampanii și acasă prin mușcel.